Ce spuneți despre alegerile astea? Cum se profilează? Ce caracteristică a avut această campanie și ce trăsătură fundamentală atribuiți alegerilor de astăzi și a negocierilor care urmează pentru formarea guvernului? Alegerile acestea sunt foarte importante, după părerea mea. Sunt importante nu pentru că vor aduce soluții. N-a vorbit nimeni despre soluții în această campanie. N-a vorbit nimeni despre un program de guvernare, ci a fost mai degrabă o bătălie oarbă între candidați. Fiecare s-au ascuns în colegiile lor și au încercat să rămână acolo. Dar dincolo de asta este nevoie, după părerea mea, de aceste alegeri, pentru că ele vor determina o majoritate. Și cred că avem nevoie în acest moment de o majoritate care să-și asume trecerea României prin criza din anii următori.